Seara este de slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să citesc niște versete care s-au citit în această dimineață. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Aleluia. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să-L umblu prin vala umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Tu iau și nu iau a Ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Amin. 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 M-am uitat de dimineață și m-am gândit la un lucru pe care vreau să vă spun. Oare ați intrat până acum în prezența lui Dumnezeu? Slavă ție, Doamne! Ne-am pregătit și am venit la casa lui Dumnezeu cu gândul că ne vom întâlni în această zi cu Dumnezeu. Sau poate nu mă exprim foarte bine, poate ne-am hotărât să venim în această dimineață la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu, în bunătatea Lui, stă cu brațele întinse și ne așteaptă să vorbim cu El. Nu știu dacă ne-am deschis inimile până aici. Nu știu dacă până aici am reușit să pătrundem acolo încât să fim conștienți că atunci când rostim un cuvânt, Dumnezeu din cer ascultă cuvântul pe care ne-a rostit. Știu că s-au spus multe cuvinte aici în această zi. Multe lucruri i-am spus Domnului în rugăciune. Dar oare câte dintre ele sunt ascultate de Dumnezeu? Domnul spune că rugăciunea celui rău trece drept o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și acum, nu vreau să intru aici, că după aceea s-ar putea să ne ducem foarte departe de ceea ce trebuie să vorbim. Am rămas la psalmul acesta că consider că Dumnezeu de dimineață, de când am venit, s-a hotărât și ne-a vorbit încă, eu cred că psalmul o să ne ajunge dacă plecăm de aici acasă, cu El în inimă, ne ajunge. Doar când s-o citi cuvântul lui Dumnezeu sau să fiu așa mai deschis, să deschid paranteza un pic. După cântările înălțătoare pe care le-am cântat înainte acestui îndemn, eu zic că nu mai trebuia nimic să spunem, decât să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ar fi lucrat pentru că inimile noastre sunt deschise în prezența lui Dumnezeu. Și acum, Psalmul 23 începe și zice așa, Domnul este. Aleluia. Domnul este păstorul meu. Și întrebarea pentru fiecare de aici, în felul următor. Este Domnul păstorul tău? Stați să ne înțelegi. Este Domnul păstorul tău în fiecare zi? Este, dacă Domnul este păstorul tău, spune aici așa. Nu voi duce lipsă de nimic. Și acum eu știu că ne stă înainte o rugăciune de caun. Vreau să las un pic Biblia asta, e mică și se va închide. Vreau să vă explic ceva, de-aia să închizi și am închis Biblia. Dacă Domnul Iisus e păstorul meu, dacă El e cu mine în încercările mele și în provocările vieții mele, dacă El a spus că eu sunt lângă tine și nu te las orice s-ar întâmpla, orice ar veni în viața ta, eu sunt lângă tine. Și acum, când Domnul spune, când David spune, Domnul este păstorul meu, David ca ce se identifică? Ca o oaie. Și acum, dați-mi voie să fac paranteza de care vreau să zic. Știu că înainte ne stă o rugăciune de cauze și toți suntem doritori să-i spunem Domnului cauzele. Dar m-am gândit că eu pot să vorbesc cu unul care am trecut prin încercări și încă trec. Slăvit să fie Domnul. Amin, Doamne. De ce Dumnezeu ne trece pe toți prin încercări și am văzut că dacă aș fi acum să spun cine are o cauză să ridice mână sus, dar dacă aș fi să spun pe deget, cine are o cauză să ridice tu un deget, două, trei, că cum am ridicat mâinile, știu, sus? Avem numai o cauză? Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Domnul Iisus nu-i vânzător cu deamănuntul. Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte când era mai mic sau acum, dacă mergi la magazin,
El nu-ți vinde bomboane una și una și una și una și una și una. Dumnezeu ne-a dat pe Hristos. Aleluia. În Hristos avem totul de plin. Aleluia. Slavă Lui. Ascultați ce vreau să vă spun. Dacă ești aici și îți lipsește pacea, noi tot căutăm, Doamne, dăm pace, dăm răbdare dacă ai probleme. Doamne, vreau să-mi dai răbdare. Dar tu l-ai pe Hristos. Aleluia. În Hristos este răbdarea ta. Hristos e mai mult decât răbdarea. Acum, dacă Hristos ar trăi în noi, în fiecare zi. Și de-aia am zis că dacă Hristos va trăi în fiecare dintre noi, noi am fi mulțumiți cu ceea ce avem. Așa-i, Doamne. Pentru că Hristos ne dă bucuria. Hristos e bucuria. Aleluia, glorie ție, Doamne. Hristos ne dă vindecare. Adică în Hristos, în rănile Lui, aleluia, suntem tămăduiți. Aleluia, aleluia. El a făcut tot ce trebuie pentru noi. Noi trebuie doar să acceptăm ce-i din mâna Lui. Și am început spunând așa. De ce trecem prin încercări? Mă uit, mă uit, mă uit la ceas. De ce trecem prin încercări? Domnul Iisus spune așa, sau Pavel spune așa, că El pe fiii pe care îi iubește, îi și pedepsește. Și acum, dacă suntem fii, Dumnezeu vrea să lucreze în noi și culmea. De-aia am zis că dacă fiecare dintre noi am ridicat mâna, am vedea că avem atât de multe probleme la care Dumnezeu vrea ca El să lucreze. Dar întrebarea mea e, de ce vrem ca Dumnezeu să lucreze? Că poate chiar El ne-a pus aici. Și avem două opțiuni. Să lăsăm pe Dumnezeu ca prin încercările prin care ne trece, să ne modeleze. Amin, Doamne. Să ne transforme. Aleluia. Să schimbe vasul inimii noastre. Aleluia. Și să fim întregi pentru El. Ajută-ne, Doamne. Sau, există a doua variantă în care noi ieșim din modelarea lui Dumnezeu. Și vasul și forma la care vrea să ne dea Dumnezeu, să fim buni pentru El. Trebuie spart. Pentru că nu vei mai fi bun nici pentru casa lui Dumnezeu și nu o să fim nici bun pentru lume. Că deja au trecut câtva timp de când ai ieșit din lume. Și acum înaintea noastră stă o rugăciune în care noi, mulți dintre noi, vrem ca Dumnezeu să ne vindece. Asta e ce ne dorim cel mai mult. Dar vreau să vă spun ceva. Și am zis-o de multe ori de aici, așa spun și acum. Așa e că de multe ori, când știi că Dumnezeu bate în inima ta, când știi că Dumnezeu a fost cu tine, indiferent dacă ai fost pe înălțim sau dacă ai fost jos, Dumnezeu a fost cu tine. Vreau să te întreb ceva. Nu a fost de multe ori când te-ai plecat înaintea lui Dumnezeu, plângând, cu încercări, cu probleme, și ai simțit că Dumnezeu clocotește în inima ta? Amin, Doamne, glorie ție. Cred că ce avem nevoie mai mult decât o vindecare trupească. Că vreau să spun că poate Dumnezeu să te vindece și de aici să mergi direct în fundul iadului vindecat. Sau Dumnezeu să lase peste tine acea încercare în care ești. Și Dumnezeu să-ți dea o modelare a vasului tău și să fii bucuros mergând pe stradă bolnav fiind. Și Hristos să clocotească în inima ta. De câte ori ai plecat de la biserică și luni ai simțit Duhul Sfânt care îți aducea aminte ceea ce s-a întâmplat duminică la biserică. Și aveai probleme. Astăzi avem nevoie de Iisus Hristos în vieții noastre. Avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze în familie noastră. Avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Și atât de mult ne place să spunem că sângele lui Hristos curăță orice păcat. Auziți? Orice păcat înseamnă fiecare păcat. Aleluia. Nu așa la grămadă. Fiecare păcat pe care ai făcut trebuie plătit un preț. Dar Hristos a plătit prețul. Aleluia. În această zi suntem în prezența Lui și El stă cu brațele întinse și spune: vreau să mă ating de tine. Aleluia. Vreau să-ți transform viața. Vreau să trăiesc împreună cu tine și să mergem binuitor împreună. Indiferent ce s-ar întâmpla. Vreau să vă spun că nu totdeauna Iisus în nori. Așa e, treci și prin văi adânci. Dar tot aici am scris că toiagul și nuiaua ta nu mânghe. Este o mângâiere bună a lui Dumnezeu în această dimineață. Aleluia, deci aș vrea să ne ridicăm în picioare și vreau să vă spun că Dumnezeu care ne-a mângâiat până aici prin cântare, prin îndemn, Dumnezeu să ne vindece sufletele noastre, Dumnezeu să se atingă de noi și să transforme vieții noastre și trăim împreună cu El.
vom fi bucuroși. Și chiar dacă ne vindecă și chiar dacă nu ne vindecă, Dumnezeu va fi stăpânul nostru. Dumnezeu va fi conducătorul nostru. Vom merge împreună cu El. Îndrăsnim împreună cu El. Împreună cu El suntem mai mult decât biruitori. De aceea, haide să-L chemăm. Doamne, lucrează la cauzele noastre. Dacă vrei să ne vindeci, vindecă-ne. Dacă vrei să ne transformi, transformă-ne. Și du-ne împreună cu Tine să zburăm ca porumbei spre porumbar. De aceea, așa cum stă să ne rugăm Domnul.